Lucruri în scenă pe toate marile scene ale lumii, l-am văzut făcând lucruri enorme, n-am crezut că o să reușească să mă reîmprietenească cu teatru. Și asta cred că este performanța de acum 3 ani a lui Andrei Șerban, pe care l-am rugat să vorbească la cartea asta și la fel a acceptat cu grație. Și l-a jucat chiar pe Andrei să vă spună două vorbe. Mulțumesc! Fiind un om de teatru și fiind un om care are nevoie de concentrarea publicului, știind că aici este un fel de bazar, că ne aflăm la Istanbul, ca la Istanbul, și că nu mă pot concentra, și mai ales că sunt foarte intimidat în fața lui Radu, care folosește limba română la perfecție și mi-e foarte frică să nu fac greșeli, am preferat să scriu textul. Deci un text pe care l-am scris aseară, pe care îl voi citi. Titlul cărții spune tot. Două mături stau de vorbă în loc să facă ceea ce au de făcut, curățenie. Lâncezesc îngropate în gunoi și gunoiul este ecranul televizorului. Și tot mirosul puternic ce se degajă din acesta. Eu locuiesc de o viață la New York și deschid televizorul și acolo, ca și aici. Gunoiul american miroase altfel decât cel autohton. E mai lucios și mai frumos ambalat, dar tot gunoi este. Există o deosebire totuși. Acolo totul se face profesionist. Gogomăniile ubuiești ale televiziunilor de aici nu pot fi nicăieri egalate. În televiziunea americană, deși se depitează și acolo multe prostii, există totuși o rigoare. Există o cerință minimă de exprimare îngrijită. Reporterii acolo se pregătesc atent, competiția fiind de normă. Ei nu depitează nonșalant orice, oricum. Greșelile de exprimare acolo se pedepsesc grav. Dar nu și aici. Aici suntem, da, în podul Vlăsiei. Cu cât mai mare tâlharul, cu atât mai invitat e la emisiuni. Dar noroc că din fericire avem aici un haiduc vașnic pe care îl cheamă Radu Paraschivescu. Se sancționează răbdător, cu pixul în mână, toate gogomâniile abundente și generos emise pe ecranele TV. Noi, citindu-l, ne delectăm și ne îngrozim cu personajele care ies din acel pix al lui, care sunt demne de Gogol. Ele par pradă delirului. Râzi, apoi nu mai râzi. Devii amar și chiar te sperii când îți dai seama că mulți din cei ce se perindă liberi pe ecran ar trebui puși urgent în cămașă de forță. Toate cărțile lui Radu au aceeași intenție gravă în spatele râsului, să provoace o reacție activă. Din păcate, noi rămânem, ca de obicei, total pasivi. Nici măcar Ghidul Nesimțitului, cea mai vândută până acum, nu a produs mutații încă. E minunat acest om Radu. Locuiește într-un cartier neșic, proletar, îi place să meargă mult pe jos și deseori e văzut în metrou, timp în care cărțile par să se scrie singure. Ele doar, cum singur zice, arhivarul dezastrelor de comportament. Continu uimit și deseori revoltat în fața falsurilor de limbaj și comportament
în sport, politică, societate, oriunde. El consemnează cu precizia chirurgului tot ce vede și aude. Spre deosebire de mulți, deși este un erudit sofisticat, Radu pare a natural. Găsește spontan și fără efort cuvântul just și dă impresia că poate discuta oriunde, oricând, cu oricine. Deși mă îndoiesc că ar face plăcere o șuetă aranjată, un tete-a-tet cu unii, spre exemplu cu Ion Iliescu. Radu lucrează enorm, dar o face cu o grație relaxată, chiar veselă. Pentru că știe că ceea ce scrie e usturător de exact. Dar gândul, dar nesimțiții de tot felul ai României nu cred că vor citi două mături. Ei nu vor să se vadă în oglindă și chiar dacă s-ar vedea, nu s-ar recunoaște. Ei rămân minunați în haznaua lor. Dar noi, cei care o citim și ne îngrozim de promiscuitatea pe care Radu o expune, intuim că tonul cărții devine progresiv sumbru. Poate e aici o mică șansă ca exasperarea să provoace în sfârșit o trezire. Autorul pentru asta scrie, pentru trezire, nu doar ca să fie vândută cartea, ci să profite Humanitas. Radu e un apărător înverșunat al limbii române, pe care emisiunile TV o atacă constant și agresiv, rănind-o în fibra ei intimă. Citez, o măsluiesc și o calcă în picioare. Umorul dispare brusc, autorul sângerează când infernul limbii stricate invadează totul și el trage semnalul de alarmă că suntem în grav pericol să devenim o nație de consumatori de deșeuri autovizuale, rinocerizați de mode, ifose, pofte și ideologii bolnave, cât și de efectele ratingului. Eu sunt gata zilnic, ca și alții, să sparg televizorul, dar Radu suportă cu un stoicism inepuizabil și confruntă răbdător acest balaur, această dihanie neșcolită, producătoare de miasme și consemnează vesel, dar angajat, catastrofa spre care ne îndreptăm, dacă nu suntem cumva deja adânciți în ea. Dar Radu nu se înfurie și nu disperă. El practică un fel de anestezie meditativă, un fel de tehnică zen, pe care o fi dobândit-o pe ascuns într-o sectă secretă la Lugoj, unde a crescut. Deci notează totul fără isterie, cu o distanță elegantă, fără să-și piardă cumpătul sau bunul simț. În concluzie, Două mături este reportajul detailat al situației prezente a României, reflectată de televiziune. Îi doresc să ajungă rapid în topul vânzărilor, la Humanitas și nu numai. Ce l-așteaptă pe autor în viitor? E greu de definit tipul de literatură pe care practică Radu. E un mare scriitor, dar inclasabil. De aceea, eu unul intuiesc că Paraschivescu poate să fie un om de teatru, deși detestă teatru. Eu cred că el e un Molière al României, modern în devenire. De aceea îi sugerez să facă o pauză care porte la realității, să ia o mică vacanță în Italia, să-și ia distanța necesară și să scrie în Toscana prima pagină a primei piese de teatru. Vă promit, va fi un knockout și eu de-abia aștept să o pun în scenă. Vă mulțumesc! Permisiunea lui Andrei Șerban, dacă se va ajunge la prelungire de tiraj, am și prefață.
la cartea asta, nu e păcat să se piardă acest text. Andrei știe ceva, da, o să plec în Toscana acum, după sesiunea de autografe și o să scriu prima pagină din piesă. E aranjat, da. Sever Voinescu, care iarăși mi-a făcut bucuria de a reveni ca lansator al Berzist. Mulțumesc! Acum, sigur, îmi asum riscul considerațiunile mele o să pară mărunte față de faptul de cultură pe care tocmai Andrei Șerban și Radu Paraschivescu vi l-au promis, adică o piesă de Radu Paraschivescu montată în premieră absolută de Andrei Șerban. Da. Eu am spus-o de fiecare dată, de câte ori sunt întrebat, că sunt un fan al lui Radu Paraschivescu, dar cred că până acum n-am avut ocazia să spun de ce. În general, dau fraza asta, lumea e mulțumită, el s-a emoționat un pic la început, a auzit-o de atâtea ori, de acum lasă rece, dar n-am explicat niciodată. Trebuie să mărturisesc că mă impresionează și îmi stârnește admirația o nepolivalență a lui Radu Paraschivescu. El este, va să zică, scriitor de ficțiune și scriitor excelent, este editor de carte, este traducător, este jurnalist, comentează sport, comentează, în fine, apucături ale vieții, moravurile românești și face de asemenea și o excelentă critică de televiziune. E bine, sunt aici alături de această carte pentru a-mi exprima admirația în plus față de o muncă pe care Radu o face cu ardoare și cu o rigoare de om de știință. Radu cercetează de ani mulți nesimțire. Puține o fac. Foarte mulți se referă la nesimțire, foarte mulți vehiculează cuvinte din jurul nesimțirii, mai toți o arătăm cu degetul, evident. Rar o arătăm cu degetul mare spre noi, cel mai mult o arătăm cu degetul arătător spre ceilalți. Dar Radu are această, sau și-a dezvoltat această, cum să zic, voluptate, pasiune, care deja capătă rigoarea unei metode științifice de a explora fenomenul nesimțirii. Eu, această operă de cercetare a lui Radu începe, cred, cu 2006, cu faimosul Ghid al Nesimțitului, după care urmează cărți în șir, în care Radu se află, aș spune, în etapa linee. Adică inventariază fenomenul. Admit că este un fenomen extrem, extrem de vast. E bine, Radu, cu o putere de observație și cu o putere de sinteză extraordinară, inventariază fenomenul. Apar multe cărți ale lui, pe care el le-a denumit așa cumva, cum să spun, gingaș, simpatic, cărți cu perle, dar care sunt veritabile inventare ale nesimțirii. Eu aș pune această etapă a cercetării sub titlu uneia dintre cărțile lui, care pe mine mă impresionează, îmi place la nebunie, zice Muște pe parbrizul vieții noastre. După părerea mea, un titlu genial. Gândiți-vă, televizorul e parbrizul vieții noastre. Noi nu mai putem să privim înainte, noi nu mai putem să privim conducând acest automobil care e viața noastră, care merge din ce în ce mai tare, pe curbe din ce în ce mai ascuțite, decât privind în parbriz. Altfel nu poți conduce, îmi te treci în șanță. Parbrizul ăla e televizorul. Pe parbrizul ăla vin muște, insecte. Tu dai cu ștergătorul să se ducă și dai și cu, cum se cheamă, lichidul ăla de așa. Și ele nu se duc și tu dai și te vezi și mai vin și altele și mai vin și altele. Asta este etapa muște pe parbrizul vieții noastre și Radu mi se pare că a încheiat-o deja, pentru că această carte, Două mături stau de vorbă, îmi pare deja o etapă superioară în cercetarea, o altă etapă în cercetarea nesimțirii. Nu m-am putut opri când am citit această carte, evident nu m-am putut opri din râs ca de obicei, dar nu m-am putut opri să nu fac mintea mea să nu se ducă spre un gând mai profund, care poate deja însoți în mod legitim această carte. Un gând al lui Eugen Ionescu. Știți că Eugen Ionescu a rămas în manuale drept părintele teatrului absurdului. Lui nu-i plăcea asta, teatrul absurdului. Și el spunea că el face teatru deriziunii. Apropo, și Eugen Ionescu era un tip care detesta teatru. Știți faimoasa întâlnire
s-a întâlnit cu Brâncuș odată și Brâncuș l-a întrebat, cu ce te ocupi? Și el i-a spus, scriu piese. Și Brâncuș a spus, detest teatru. S-a exprimat chiar mai urât. Detest teatru, la care Ionescu i-a răspuns spontan și eu. De-aia scriu piese. E, așa că, Radu, asta nu trebuie să fie un impediment, că nu-ți place teatru, să nu scrii teatru. Bun, revin. Prin urmare, teatru de eriziuni. Și Ionescu încearcă să explice ce sens existențial are teatrului și el spune așa. Zice, am impresia că lumea asta în care trăim este o farsă pe care creatorul ne-o face. Asta e o idee un pic gnostică mai veche. Dar, zice el, ce soluție ai când creatorul râde de tine, te pune mereu în situații în care tu cazi în nas, te duce pe drumuri unde te împiedici și tu te aștepți la ceva și e altceva. Și el acolo undeva sus râde de tine. Zice, singura soluție, zice Ionescu, ca să faci față acestei chestii este să râzi și tu. De ce? Pentru că dacă râzi și tu, asta te pune într-un fel de te pune pe aceeași undă, pe aceeași vibrație cu intenția creatorului, lasă la o parte că îi dai și un semn clar că înțelegi ce vrea să-ți facă. Și atunci evident că și el poate va intra într-un alt tip de relație cu tine. Prin urmare, râsul este soluția în fața absurdului, dacă vreți, farsei, dacă vreți. E bine, cu această carte în mână mi-am dat seama, încă o dată, că noi trăim o farsă. Toate lucrurile astea de pe pardrizul vieții noastre, și repet, n-avem cum să întoarcem capul la dreapta sau la stânga, trebuie să rămânem cu fața, cu privirea spre pardriz, toate lucrurile astea sunt de fapt o farsă. Și mie îmi place să văd această carte a lui Radu încheie asta. Dar trebuie să vă spun că nu sunt singurul și nu e numai așa. La lansarea pe care am avut-o la Cismigiu a fost alături de noi Tudor Chirilă. Și prietenul nostru Tudor a început să vorbească despre această carte într-o cu totul altă cheie. El a spus, dom'le, am citit această carte și m-am indignat. Mie mi se pare că această carte sintetizează motivele pentru care atitudinea de bun simț trebuie să fie indignare. Și pasul următor pe care trebuie să-l facem cu această carte în mână, zice Tudor, este să ne întrebăm unde am greșit. Pentru că dacă fenomenul are această amploare, și noi, fiecare dintre noi, este de vină. Nu sunt de vină numai insectele, suntem și noi. Și el chema la o lectură, cum să spun, de genul acesta, extrem de critică, extrem de intransigentă, dură cu noi înșine și cu lumea, și ne-a spus că asta i-a stârnit lui cartea. Eu am fost mirat și am spus, uite, mie mi-a stârnit de pildă râsul și mi-a stârnit, să spun, această imagine a unei farse și m-a făcut evident să mă gândesc cum pot să reacționez mai corect, să reacționez sănătos la această farsă. De ce v-am spus toate lucrurile astea? Pentru că vreau să înțelegeți că nu e o carte simplă, deși aparent este. Asta este una din acele cărți pe care le citești fără să respiri, nu mai lași din mână. Întâi pentru că cunoști toate personajele, în al doilea rând pentru că Radu spune despre ele lucruri pe care tu le intuiai, dar Radu le formulează extraordinar. Și cu această carte în mână, totuși, așa aparent ușoară cum este, ai în față până la urmă aceste alternative de viață care sunt, cum să spun, sunt marca marii răscruci în orice viață. Te indignezi, ieși la luptă, cauți vinovații cu tine în frunte sau, dimpotrivă, râzi și încerci să practici acest gen de cordon sanitar între tine și imensa farsă care ni se joacă. Deci o carte cu mult mai profundă decât pare și de asta spun că această cercetare a nesimțirii îl duce pe Radu din ce în ce mai aproape de marile adevăruri ale vieții. Vă mulțumesc mult! Ăsta-i pixul de care vorbeau domnul. Da, când i s-a făcut o vizită lui Ion Pantaz la Tescani, unde era directorul muzeului, cineva, un musafir, i-a spus, vai la ce semănați cu Balzac. Domnul Pantaz a spus, onore. Așa sunt și eu, onore.
în fața acestor dăni și atributelor pe care le-au spus. Ieri, cam tot pe vremea asta, lansam o carte care se chema Vă vedem, a Ramonei Ursu. Vă vedem cu semne exclamării, nu e deloc o întâmplare, cu câteva luni mai devreme lansaserăm tot împreună o carte tot a Ramonei Ursu, care se chema Noaptea ca hoții, tot cu semne exclamării. Un prieten din public i-a prevestit sau i-a copit Ramonei Ursu că peste câteva luni va scrie o carte care se va chema N-ați scăpat, tot cu semne exclamării. Acum, asta nu e o amenințare voalată la adresa dumneavoastră când că urmează o nouă carte, mai ales că eu nu practic semne exclamării în titlu, ci un fel de legătură spre ceea ce spunea și Sever, spre ceea ce spunea și Andrei Șerban, și anume continuitatea unui studiu, mă rog, așa zis studiu despre nesimțitologie, dar nu numai, pentru că e o carte nu numai despre ei, exact, este și despre noi. Și dacă va exista o viitoare carte care să se aplece mai mult spre dezastru politic și de exprimare în care se află țara asta, ea nu se va putea chema decât, sau ea se va putea chema decât, dacă e să ne înțeleagă toată lumea, orice om este frică. Bun. Aici sunt, în două mături stau de vorbă, sunt 68 de texte, le-am numărat cu pedanterie contabilicească, texte care au apărut până acum în online. Au apărut pe site-ul digi24.ro și au pornit ca o consecință a unei îndelegniciri pe care eu o adusesem cu un deceniu în urmă, și anume Cronică TV, într-un ziar cu apariție zilnică. Ajunsesem acolo la un grad de uitare de sine și de pierdere care m-a făcut să scriu 6 cronici TV pe săptămână, ceea ce vă poate duce la numărul de ore pe care îl petreceam uitându-mă la televizor, halucinat de ceea ce vedeam. Dan Turturică, omul care se ocupă de site-ul acesta și care lucra la acel ziar cu un deceniu în urmă, mi-a propus să renodăm obiceiul unei cronici de televiziune, de data asta una pe săptămână. Și am spus că da, însă am două amendamente de făcut, și anume, primul, că n-aș vrea ca aceste texte să fie doar cronici TV, pentru că ele ar fi supuse unui regim efemer, care le-ar face bune eventual în ziua apariției și de uitat după aceea. Aș vrea ca textele acestea, care pleacă din rama, din diagonala unui televizor, să devină trambuline pentru discuții despre alte lucruri. Despre noi și despre ei, despre obiceiuri proaste, despre complexe, despre manii, despre felul în care ne vedem noi mai mari decât e cazul, despre excepționalismul românesc și despre felul cum am vorbit limba latină înaintea romanilor, despre toate dacopatiile de care vorbea Dan Alexe, despre suficiența noastră carpatină, despre cel mai celism care este fratele de cruce al excepționalismului, despre toate neroziile astea care ne cariază viața. Asta era prima condiție, a fost acceptată, și a doua condiție era, și aici am avut mici temeri, recunosc, ca în momentul în care observ lucruri amendabile la postul Digi24 să pot să o scriu. Și ce scriu eu să apară. Și a fost acceptată și această poveste și au apărut și texte critice la adresa lui Digi24, căci Digi24 greșește și el, ca noi toți de altfel. Asta veți găsi aici. De ce se cheamă cartea Două mături stau de vorbă? Din două motive. Unul, pentru că trebuie să aibă un titlu cu zvânt, vă cum bine știți, da? Există cărți ale mele care se cheamă Aștept să crăp sau Ghidul nesimțitului. Doi, pentru că Două mături stau de vorbă este titlul uneia dintre cele 68 de texte, iar colegul meu de birou, Vlad Rousseau, a venit și s-a declarat încântat, cred că mai mult de titlu decât de conținutul lui. Și mi-a spus, păi, ăsta ar putea fi un titlu de volum. Așa că ideea titlului este în bună măsură al lui Vlad Rousseau, care, nu știu dacă e aici, dar oricum e, nu e, eu tot îi mulțumesc. Ăsta este pariul cărții, ieșirea din diagonala televizorului și umblatul la acordul film, ca să vedem că totuși nici noi nu suntem niște impecabili, nici noi nu suntem niște nuferi, niște albatroși, și noi avem destul lucruri să ne reproșăm. Printre altele, ne putem reproșa măcar parțial și lucrurile care provoacă indignare și pe care noi le vedem la televizor. Le vedem acolo pentru că ne și uităm. Și există un grad de ipocrizie publică
pe care nu încetez să-l iau în considerare și care ne duce în următoarea situație. E o situație cunoscută și din alte ocazii. În momentul când suntem întrebați ce e cu televizorul, ce nu ne place la el, spunem imediat: prea mult tabloidism, prea multe meciuri, prea multe discuții năroate, prea mulți imbecili care apar la televizor, prea mulți. Ce ați vrea să vedeți? Am vrea să vedem încă o dată integrala Iosif Sava, încă o dată serata muzicală, încă o dată teleenciclopedia de 10 ori pe zi, concertele brandenburgice în buclă, dacă se poate, numai posturi cu muzică clasică, transmisiuni de la Patriarhie și nimic altceva. Aceiași oameni care răspund la întrebările astea se duc și dau pe RTV. Se duc și dau pe alte posturi unde văd exact lucrurile pe care le deplâng și de care se delimitează. Credeți-mi, acolo al ratingului nu minte. Asta ar fi o poveste. La fel se întâmplă cu sondajele de opinie care spun, în care respondenții răspund la prima întrebare că sunt mulțumiți de ei și la a doua întrebare că țara merge într-o direcție greșită. Cum poți fi mulțumit de tine când țara merge într-o direcție greșită? E dilematic. Dar oamenii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de dileme. Deci cartea asta este o carte în logica cărților care se ocupă de România și pe care le-am scris, și anume o carte de râs și de căzut pe gânduri, imediat după râs. Pentru că dacă rămânem în captivitatea gagului și a burlescului și a faptului comic, fără consecințe, n-am făcut nimic, am pierdut partida. Dacă după ce râdem la paginile pe care le vezi citi, cădem pe gânduri și vedem că e ceva în profundă neregulă și cu ei și s-ar putea și cu noi, atunci sunt șanse să ne îndrăvenim. Dacă ne vom îndrăveni, eu nu vom mai scrie cărți de această factură, voi migra spre Italia, spre Portugalia, spre Spania sau spre Franța și vă rog să mă ajutați să o fac. Mulțumesc frumos! Thank you.